30 noaptea. Domnule președinte Octavio de Josa, domnule președinte Mihail Constantinescu, vreau să vă fac o mărturisire, domnule președinte, că nu am prea mult spații unde aș putea vorbi, că sunteți președintele pe care l-am iubit în toți acești ani și pentru mine sunteți președintele meu, președintele democrației, cel care ați adus România în rândul țărilor din Occident. Dragi prieteni, n-am venit să vă țin discursuri. Vreau să vă spun doar ce mă doare și ce mă bucură în munca mea. Cu mine este și Alexandru Munteanu, colegul meu de la Memorialul Durerii, fiul lui Sebi Munteanu, deținut politic, extraordinară persoană. Eu mă ocup de memorial și el tot de o aripa memorialului, o semintele, cum le zic eu, ale celor uciși, așa, pe neștiute și aruncați pe margine de drum. El îl însoțește pe Marius Oprea și a făcut o serie întreagă de filme excepționale despre aceste tragedii. A venit la memorial când avea 19 ani și noi l-am angajat, eu l-am angajat, eu. Așa, cu insistență că aveam nevoie de un om de nădejde, de un om de încredere. Acum, să revin la ce spuneam. Ce mă bucură să încep întâi cu binele? Faptul că am reușit să mențin memorialul în grila televiziunii române. Cu mari greutăți, vă dați seama, și în niște condiții de sărăcie maximă. Foarte greu ne-a fost. Dar l-am menținut. Acum, nici dumneavoastră n-ați trăit, ci nu trăiți în cea mai bună dintre luni. În fiecare familie există probleme de existență, de subsistență. Am reușit de anul trecut până în iulie anul acesta să fac 24 de portrete ale părinților fondatori ai Marii Uniri, despre care nu se scrie în cartea de istorie și nu învață nici copiii în școli cine au fost aceștia. Începând cu Iuliu Maniu și terminând cu Ferdinand și cu Ion Ice Brătianu. Cineva m-a întrebat, te-ai apucat să faci documentare? Ce legătură au cu Memorialul Durerii? Păi au, ei sunt victimele, sunt părinții fondatori ai României Mari, care au fost aruncați în pușcărie, așa cum a spus și domnul președinte Josa și cum a spus și colegul meu, domnul Preda, au fost aruncați în pușcărie și mulți au murit acolo. Cazul cunoscut al lui Iuliu Maniu, al generalului Cihovski, al lui Gheorghe Brătianu și al multor, aproape 80% din cele 24 de personalități au murit la Sighet, la Gherla și la Aiud. Acum continuăm, am intrat în grila nouă cu încă 10 portrete, am zis eu, consecventă idealului meu să ofer o carte de istorie pe care nu o oferă Ministerul Educației, nu vrea el, nu știu de ce, să ofere o carte adevărată de istorie. Așa, după cum vă spuneam, m-am uitat la Marea Unire din cartea de istorie de clasa 10, e jumătate de pagină și nu e niciun nume. Nu e nici Maniu, nu e nimic, nici Brăteanu, nimic nu este acolo. Numai că, sigur, sunt puțini cei care văd memorialul. E sâmbătă la ora 14, acum a revenit din grila de toamnă, sâmbătă la ora 16. Și e foarte greu, pentru că și eu am înaintat în vârstă și mi-e foarte greu. De multe ori mă ajută Alexandru cu deplasări, mi-e greu cu deplasările. Dar cu toate astea, având modelul și pilda dumneavoastră, Nu pregep să mă duc în continuare. Partea dureroasă a muncii mele este, așa cum știți probabil, ați aflat, în luna iulie, revista 22 a publicat al treilea tabel cu presupuse persoane care au colaborat cu securitatea. În acest tabel se afla numele unui prieten de-al meu,
academicianul Ioan Pop, dar nu mă alătur de el, și numele meu. Vă mărturisesc, când colega mea, redactor al filmului, mi-a adus ziarul, am crezut că fac infarct. Eram în bufetul televiziunii și mi s-a făcut rău, am făcut tensiune 22, m-am dus la cabinet, mă rog. Ce nu înțelegeam? De 30 de ani, aproape 29 de ani, fac acest memorial. Am luptat toți acești ani pentru acuratețea memoriei. Am încercat să nu fie niciun caz în care să fi călcat o lege morală în filmul acesta. M-am luptat deci pentru acuratețea și adevărul acestui film. Și acum să mă trezesc cu asemenea delațiune, care nu își are nicio explicație. În viața mea n-am deschis ușa unei instituții a securității. Nu există două cuvinte, două silabe scrise de mine în vreo arhivă. Nu am nimic, nicio legătură cu subiectul ăsta. De fapt, este o listă, așa cum am aflat ulterior, de la domnul președinte Buchet, o listă cu persoane care au încercat să le atragă în calitate de colaborator. Cu unii au reușit, cu alții nu. Pe tabel scria la unii nu, la unii da, dar n-a contat asta. Revista 22, care a devenit un fel de cancan al publicisticii noastre, nu are niciun fel de Dumnezeu, nu respectă nicio lege deontologică, adică nimeni nu m-a sunat să mă întrebe: domnule, ai auzit de tabelul ăsta, știi ceva? L-au publicat și n-au fost mulțumiți cu afirmațiile securității că acest tabel nu reflectă o colaborare, ci reflectă o posibilă colaborare care s-a împărtuit sau nu, ci mai departe, în cursul articolului, au vorbit despre colaborarea acestor oameni, ceea ce este neadevărat și fals. Eu scurtez asta, am făcut, deci imediat, am vorbit cu diferite persoane care se aflau pe această listă, nimeni nu vroia să-i dea în judecată, eu i-am dat. Că nu pot, toată viața mea, în 29 de ani, de la prima apariție a memorialului, am avut probleme și nu le-am lăsat nerezolvate. N-a existat un atac la care să nu răspund. De care Casa Mușat a făcut acțiune judecătorească, a dat în judecată pe cei patru culpabili, adică Andreea Pora, redactorul șef, GDS, grupul de dialog social care editează revista 22, domnul, evident, domnul Hodor, autorul acestei mărșăvii, și CNSAS-ul. La CNSAS am fost așa puțin, m-am îngândurată, pentru că de 15 ani colaborez cu ei și nu îmi făcea plăcere să-i trimit în judecată, dar n-am avut încotro, pentru că aceste tabele au fost furnizate fără nicio interdicție domnului Hodor, care imediat, bineînțeles, le-a traficat ducându-le în presă, fără să gândească că ne afectează demnitatea, onoarea, pentru că erau false, nu erau adevărate, nu erau mincinoase. Deci, acțiunea a fost înaintată în iulie, imediat după ce a apărut, la o săptămână, am fost la fundație și am făcut această trimitere în judecată și acum așteptam să vă invit, am să trimit la APDPR un mesaj când sunt acțiunile de judecată, poate dintre dumneavoastră vor dori să fie în sală, să audă ce se întâmplă astăzi în România în justiție. Astea sunt cele două evenimente din viața mea. Vă spun că cel de-al doilea m-a zdrobit așa, pe zile, și încă nu mi-am revenit, gândindu-mă cum este posibil astăzi în România să publici așa ceva fără să ai nicio probă. N-ai dosar, n-ai notă, n-ai angajament, n-ai hârtie scrisă, n-ai nimic. Și să dai drumul. Vă dați seama cât mi-am dat seama cât ne urăsc în continuare. Apetitul staliniștilor. Poftim? Apetitul staliniștilor. Da, așa este. Dar am gândit așa cât ne urăsc acești oameni, din păcate chiar și intelectual, pe care îi prețuiam, de la 22, nu pe toți, că între timp, cum vă spuneam, a devenit un fel de revistă de cancan, dar o parte din cei care semnează în 22 erau oameni pe care îi stimam, îi prețuiam și nu înțeleg cum au admis
să se publice revista lor asemenea lucruri imunde. Chiar acum două zile am vorbit cu domnul academician Pop, că i-am trimis și dânsului acțiunea. Casa Mușat a dorit să-l apere și pe dânsul în justiție și el mi-a spus că tabelul în care a apărut numele nostru, numele meu, de exemplu, mai avea și fila a doua. Dar pentru că pe fila a doua figura Lucian Boia, unul dintre oamenii GDS-ului, nu s-a mai publicat. Mai erau și alte nume în pagina a doua, nu vreau să le spun, oameni pe care aș punea să pun mâna în foc pentru ei, că niciunul n-a colaborat. Dar, deci, apărându-l pe Boia, au scos, au rupt pagina a doua și n-au publicat decât pagina întâi. Noi ne continuăm activitatea, susținuți de dumneavoastră, poate între timp n-am mai făcut interviurile acestea, am întrerupt din cauza centenarului, gândindu-mă că sunt atâția copii care au nevoie de istorie adevărată. Chiar o să public într-o carte aceste scripturi ale filmelor, care va apărea în luna noiembrie, și fiul meu cel mic, care corectează manuscrisul, m-a sunat ieri și mi-a spus, plâng. Este ceva atât de impresionant din ce era compusă lumea politică atunci și din ce este compusă astăzi. Este o comparație care te termină, adică toți erau academicieni, universitari, oameni cu doctorate, oameni cu studii în străinătate. Erau oameni de acțiune, oameni de sacrificiu, oameni care își dădeau, cum se spune acum, generația eroică, care și-a dat viața pentru idealurile naționale. Și a spus, mamă, te rog să mă crezi, că nu pot, citesc și plâng. Atât de tare m-au impresionat aceste biografii ale oamenilor care au sfârșit pentru credința lor în pușcării. E de crezut astăzi când... sunt bolnav, am o alergie. E de crezut astăzi că ne-au obișnuit cu fraza Maniu a murit la Siget. Dar e de crezut că Iuliu Maniu, creatorul de istoria, a ucis la Siget. E de crezut că generalul Cihovski, care a fost eroul de la Mărășești, a murit în primele zile la Siget. E de crezut că acești oameni au fost scoși din căminurile lor, din viața lor de intelectual, dintre bibliotecile lor și dus în mizeria de la Siget și uciși acolo. De ce au făcut-o când Partidul Comunist se lăfăia cu sloganul că noi suntem, ne iubim țara, noi vrem, suntem patrioți, noi, adică vorbe fără conținut, fără acoperire. De aceea am simțit și vă rog să înțeleg iertare că am întrerupt interviurile din poștii deținuți politici pentru acest moment, pentru că am socotit eu că dacă nimeni nu face, și m-am uitat în presă și cu modestie sau fără modestie spun că suntem singurii care facem aceste filme. Restul fac publicități, așa, care, mă rog, nu rămân în sufletul omului. Noi sperăm că aceste filme să rămână, fie filmele, fie cărțile, fie cartea care va fi publicată în noiembrie, cu un tiraj destul de mare. Eu mă bucur că vă văd, mă bucur că sunteți sănătoși, așa aparent, dar cred că sunteți, că v-ați adunat, ca de obicei, la chemarea domnului Joza, a cărui tinerețe vreau să o remarc. Printre altele, să dezvăluie un amănunt, l-am rugat să vină martor la proces, martor care să vorbească despre devoțiunea și integritatea mea pentru lumea deținuților politici, că datorită lor, datorită iubirii lor, iubirii dumneavoastră, am rezistat și am putut să fac acest film și în continuare aș vrea să iau parte și la alte congrese, să vă văd la fel cum vă văd acum, puternici, o forță, după părerea mea, cei mai bravi cetățeni ai acestei țări, alături de excelențele din tânăra generație. Sunteți cetățenii pe care România ar trebui să-i pună la un panou, așa, al marilor valori, al marilor caractere.
al oamenilor puternici. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Întâi tot cu domnul președinte Constantinescu, am văzut de curând așa o mizerie, un sondaj de opinie făcut de Avangard, în care erau trecuți cei mai iubiți președinți de țară, de asta am făcut această declarație la început, și în care era Ceaușescu primul, Băsescu al doilea, mă rog, și printre, la capătul clasamentului era și domnul președinte Constantinescu. Cu voia lor. Oribilă, oribilă. Cine i-a cerut domnului Fireanu să facă un asemenea sondaj? Nu i-a cerut nimeni ca să ne arate că mai avem o pătură socială care pune flori la mormânt. Nu trebuia să răceară. Poftim? Nu trebuia să răceară. Nu trebuia să facă acest sondaj, că este neadevărat. Dar asta este tipul clasic de manipulare. Uite, prezint așa și arăt că niciunul dintre președinții, dacă n-a fost decât domnul Constantinescu, adică nu mai avem alte repere. Dânsul a fost ceea ce ne leagă de NATO, de Uniunea Europeană, de democrația din România. Încă o dată îi mulțumesc, mă bucur că este prezent aici și că dumneavoastră vă iubesc.